Întreprinderile agricole și gospodăriile țărănești pot obține finanțare de până la 200.000 de dolari pentru dezvoltarea infrastructurii. Până pe 31 martie, în cadrul programului IFAD, vor fi recepționate cererile de finanțare pentru așa proiecte, cum ar fi construcția sau reabilitarea sistemelor de irigare, a iazurilor de acumulare și pentru reabilitarea drumurilor și podurilor. În cadrul programului IFAD 7, pentru a primi finanțare sub formă de grant pentru proiectele de infrastructură, pot să depună dosare gospodăriile țărănești, întreprinderile mici și mijlocii și societățile cu răspundere limitată. Pot fi eligibile sisteme de irigare, care pot include stația de pompare, conducta de aprovizionare cu apă până la câmp sau până la un bazin de acumulare a apei la necesitate. La fel pot fi și segmente de drum și pod, care ar oferi acces la zonele de producere agricole. Condiția principală este ca beneficiarii să aibă o activitate agricolă în zonele rurale. Pentru obținerea granturilor, participanții trebuie să vină și cu o contribuție proprie din valoarea totală a proiectului. Beneficiarii eligibili pot fi un grup client format din 4 agenții economici, care au activitate în agricultură în zonele rurale minim 2 ani, în colaborare cu APL-urile. Valoarea maximă de finanțare poate fi 200.000 de dolari, adică noi putem contribui cu 200.000 de dolari maxim. Procentul de contribuție pentru sisteme de irigare, dacă beneficiarii participă pentru prima dată, este 15%, dacă participă pentru a doua oară aceeași primărie și aceeași agenții economici, 30%, dacă participă a treia oară, 50%. Modelul cererii de finanțare și actele necesare pentru a fi parte a programului sunt disponibile pe pagina web a Fondului Internațional pentru Dezvoltare Agricolă. Dosarele pot fi depuse până în data de 31 martie. Selectarea proiectelor se va face în bază de concurs și vor putea fi realizate din 2022.